Ok, salutare fraților, bine m-am găsit la un nou episod din Sunset Overdrive, episodul 2, frate. După cum vedeți, sunt foarte activ pe canal cu videoclipurile, să se urmeze videoclipuri și mai multe, așa că apăsați acolo butonul de like, frate, și sper să susțineți seria, pentru că din ce am înțeles și din ce am uitat pe YouTube, este foarte posibil să apară Sunset Overdrive 2 cât mai curând și când o să apară, vorbesc serios, de nu-l cumpăr exact. Pentru voi o să-l cumpăr și pe mine nu mă interesează dacă îmi place sau nu, dar o să-l cumpăr pentru voi. Deci, stai, what? Deci grinding. Ah, ok. Azi ce reușim să facem în acest episod, o să jucăm mai mult, probabil o să facem episoadele ceva de 30 de minute. Bă, sper că vă place, că am început să postez foarte mult pe canal. Mie unul chiar îmi place că postez foarte mult și nu mă deranjează foarte tare, pentru că na, dacă vrei să îți dedici, nu știu, dacă vrei să faci ceva pe YouTube sau dacă vrei să faci ceva viață, trebuie să-ți dedici și timp și să faci cât mai multe lucruri. Ați văzut, postez în short, postez în videoclipuri pe canal. Poate vă întrebați, bă, de ce postez așa multe clipuri cu Minecraft Skyward? Bă, le postez foarte mult pentru că am vorbit cu adminul de pe server, cu ownerul serverului, și a spus că o să-mi dea rank pe Skyward gratis, el, dacă o să mă joc mai mult și dacă promovez cum ar veni pe YouTube, adică dacă mă joc foarte mult și mă ideea. V-am zis ceva, bă, știți că eu am zis că vreau să jucăm, că vă zic imediat. Știți că am zis că vreau să jucăm Call of Duty Advanced Warfare, dar din păcate este pe controller și sincer nu prea am chef să joc pe controller, adică abia joc jocul ăsta și sincer vă zic că nu am chef să joc și pe celălalt, adică n-am chef să joc mai ales Call of Duty Advanced Warfare, pentru că este în primul rând mai mult mai greu și da, este foarte greu să-l joci. Sincer, nu prea am chef să joc pe controller. Dacă puteam, joc pe tastatură și mă era tot ok. Așa că vreau să alegeți acolo din să vă duceți pe, sau aș mai face un straw pool și vă las aici un straw pool în care trebuie să votați ce joc vreți să jucăm după ce terminăm această serie, dintre Sea of Thieves sau Ark Survivor, ăla cu dinozaur, habar n-am, Survival Ark, nu știu cum se numește. Deci este ceva joc cu dinozaur, probabil toată lumea știe. Dacă nu știți, bă, ce naiba faceți de nu știți? Adică am văzut de foarte multe ori, cred că e un joc greu, dar nu contează dacă e greu sau ușor. Eu vreau să-l joc sincer pentru că mi se pare foarte interesant. Nu știu exact ce trebuie să faci în jocul ăla. Așa că voi îmi lăsați acolo, vă las un straw pool în comentarii, vă uitați voi frumos și votați acolo ce joc vreți. Puteți să votați ambele jocuri, este foarte, bă, dacă o să am chef și timp, clar, o să postez ambele jocuri, adică o să fac episoade și de Minecraft și de Sunset Overdrive, bă, nu, de Ark și de, cum îi zice, Sea of Thieves, nu știu exact ce trebuie să facem Sea of Thieves, este posibil dacă jucăm, să jucăm cu Sebi Sea of Thieves, mai ales dacă e online. Pentru că și Sebi l-are, dacă nu mă înșel, și na, este foarte posibil să jucăm cu el. Return to Floyd at Billy. Ok, să vedem ce ne pune să facem. Iar ne pune să omorâm pentru el. Ca să... Ok, cred că... Să mergem la checkpoint. Și ăla... Aba, nu. Este cam greu controlul pe jocul ăsta, nu prea-mi place. Cum să talk to Floyd? Da, aici Floyd, o nouă aventură, un nou challenge de făcut. Ok, fizzy balloons. Deci ca să înțelegeți, eu am foarte multe episoade filmate dinainte. Și ca să înțelegeți, eu acum pe YouTube încarc episoade. Adică sunt foarte multe episoade încărcate deja, deci eu filmez astăzi pe 12 august și am episoade pe YouTube până pe data de 17 august, ca să înțelegeți, deja puse, pentru că vreau să fac o treabă foarte bună și, bă, dacă nici de data asta nu iese nimic, eu sincer nu mai înțeleg care e treaba cu YouTube-ul, dacă nici cu atâta muncă, atâtea videoclipuri puse pe zi și short și videoclipuri normale, dacă nu iese nimic, adică, pana mea, nu știu ce mai fac. Eu o să mai fac un video special pentru 1 ianuarie, unde o să-mi las obiect, deci o să fac un video în următoarele zile,
și o să las obiectivele pe care vreau eu să le îndeplinesc până pe 1 ianuarie. Și pe 1 ianuarie o să vină un video în care o să, nu știu, o să fie acolo, de exemplu, până pe 1 ianuarie vreau să strâng 200 de abonați. Și vedem câți abonați strângem și, na, cam asta este ideea, bă, nu știu ce mă pune. Echip de stun, rounds and damage. Ah, ok. Trebuie să se prea un hero, avem aici ceva... Amps. Choose a weapon app to equip to the weapon. Okay. I don't feel any different. Cam asta am făcut. Go to parking lot and reach style level 1. Parking lot. Hai să vedem care e. Deci ăla e ceva probabil ultimadă. Nu prea auzi ce băiatul ăsta, nu prea auzi ce zice, pentru că v-am zis de 100 de ori. Am ăsta dat încet volumul, că dacă așa, nu folosesc căști și dacă țin volumul aprins de la televizor, auzi și voi dublu și na. Parking lot. Bă, hai să vedem unde e parking lotul. Îmi place că este harta. Uitați-vă câta harta este. Abia aștept sincer dacă o să apară Sunset Overdrive 2. Sincer, chiar aș vrea să mă uit, uite că e acolo. Nu știu ce, pot să mă duc exact în partea care vreau. Uite, de exemplu, acum, nu. A and X. A, trebuie să omorâm pe ăștia. Bă, nu știu exact care e treaba cu Sea of Thieves, nu știu ce trebuie să faci în jocul ăla foarte mult. Dar ideea e că chiar pare interesant ca joc. Dar și ăsta e un joc interesant, foarte tare. Sper ca Sunset Overdrive să poți să-l joci cu controller, cu... Bă, mi se pare că jocul ăsta poate să fie jucat și online, pentru că mai de mult de când îl am eu știu că puteai să-l joci cu Xbox Live gen online. Doar că eu nu jucam pentru că nu aveam abonament pe vremea aia. Dacă abia îmi luasem eu... Bă, dar stai așa o leacă. Eu altceva trebuie să fac, cred. Adică eu mor cu ăștia, dar... Get on the ground and roll into the enemies. What? Roll. Cum adică roll? Aaa, bă, dar de unde să-mi dau seama că n-apare niciun buton, nimic. Mi-am consumat toate gloanțele, mi-am consumat toate bădei. Restyle level 2. Ok, și cum? Ok, deci văd că ăștia sunt, când dau fuculeț de ăsta, sunt ca niște bebeluși. N-au nicio treabă. Ok. Acum iar trebuie să trag în ei sau ce? Gata, am făcut. Nu prea știu ce trebuie, ce naiba trebuie să fac. Ah, uite bă, cu electricitate am dat. Deci le dau stun. Îmi place puterea asta. Bă, ziceți voi că nu-i interesant jocul ăsta. Ziceți voi că nu sunt o gazdă bună și joc jocuri interesante, frate. Am zis, bă, hai să mă distanțez o leacă de zona asta de Minecraft, deși a jucat Minecraft non-stop, sincer, și aș pune Minecraft non-stop pe YouTube. Numai Minecraft mă refer. Adică dacă era după mine puteam să pun și 3 episoade de Skyward pe zi. Dar ideea e că nu sunt apreciate atât de mult cum îmi plac mie. Și probabil multora nu le place Minecraft atât de mult cum îmi place mie. Și nu am de ce să vă stresez. Să vă bag ceva ce nu place. Ir remaining odd. Ok, deci trebuie să mai murăm pe ăsta care au mai rămas, că nu mai sunt mult. Mai ăsta. Mai încă unul în partea aia. A, deci până acum nu mergea oricum butonul. Hai să vedem dacă ne-a... What? Nu mi-a dat nimic? Nu mi-a dat niciun suc, nimic? Nu mi-a dat absolut nicio putere. Ok. Stai level 2. O să ne upgradăm clar caracterul. Vedem când reușim. Uite, ne crește ăla sucul. What? Mi s-a părut că i-a dat mușchi, parcă.
Mi s-a părut mie. Bă, mi s-a părut mie sau parcă a crescut, i-au crescut ăsta muște așa deodată. Bă, nu știu cât durează jocul ăsta să-l terminăm. Eu am făcut niște thumbnail, adică am făcut thumbnail-urile pentru jocul ăsta. Și am făcut thumbnail-urile în număr de 9, adică 9 episoade. M-am gândit eu că ar ține jocul ăsta până îl terminăm. Dar acum cine știe? A, merge, gata. Ok, acum probabil trebuie să ne întoarcem. Da, uite, go back to Floyd, Mayweather. Bă, deci mi-a apărut ceva înainte să intru pe joc. Și că când mă urc pe blocuri să apăs pe RB, că e mai rapid sau nu știu cum. Abar n-am. Bă, probabil ar trebui să ne mai cumpărăm și mai multe arme. Ia mă, nu pot să dau subtitrări de alea. Gameplay, uite, subtitles. Ok, the reason we're cooking this shit, așa. Da, amps, nu știu ce treaba e. Deci, nu știu, ceva mâncare și noi adem inima aici și trebuie să-i batem și ăsta e ceva vet care îi omoară probabil. Nu mai țin minte jocul. Chiar îmi pare bine că nu l-am filmat atunci și îl filmez acum pentru că e mult mai calitativ și mult mai așa. Ok. Deci trebuie să vină odurile, gen zombi ăștia, să vină în... Adică eu acum dau drumul la asta, probabil vine de acolo ceva, uite, vezi, mâncare, ozi sau odurile, hai zicem oduri, chiar dacă probabil sună cam ciudat, vor veni și noi trebuie să tragem în ele. Bă, dar nu-mi place caracterul meu deloc cum arată. Ia uite-i. Bă, nu pot să fac ceva la grafici, se vadă mai bine. Gameplay. Na, uite, nu prea merge. Nu pot să fac nimic. Aș face băieți dacă ar merge, dar nu merge. Probabil pe calculator ar merge, dar pe Xbox vă dați seama că nu. Vin ăștia din canal, de peste tot vii, mă. Parcă când îi văd așa mă simt ca înțestoasă în ninja, știi? Ia uite, bă, câți vin. Ok. Și eu trebuie să omor, cred că singur pe toți. Și avem timp, deci hai să vedem întâi ce trebuie să facem, pentru că nu știu. Protect the overcharge. Ok, over am zis. Ia cum pana mea dau și în partea și în partea asta ce vrea. A, pe astea mă, bă, stai că-s bou. Mamă, bă, ne iau baricada. Bă, dar e greu! În câte forțe trebuie să mă împart? RB to get speed... A, uite mă, de asta ziceam. Hai că acolo e doar unul. Ce trebuie să facă? Oare? Nu știu care e treaba cu sucul ăla din mijloc sau ce naiba e. Treaba aia. Ok, am mai rămas. Bă, oricum alea de la început nu pot să stau acolo să-i apăr toate și în partea de apă și în partea stângă. Îmi pare bine de aimassistul ăsta că nu trebuie să pun exact ținta cum trebuie pe ei. Da, era culmea să fie chiar așa. Ia uite, bubuie tot din asta și dă sparge tot aici. Ok. Stai în remaining. Și ce pana mea asta? Asta merge repede să colectăm alarm. Bă, nu știu ce trebuie să faci. Next wave. Ah, fuck you. Na. Oh, nu. Bă, măcar ăsta să fie. Hacker ăsta să fie doar el. Sper să nu fie și Ozzy. Dacă sunt și Ozzy, băieți. Am urcă repede pe ăsta. Bă, și Ozzy. Hai, bă, vorbesc de tine. Nu. Bă, da, bă. A, bă, la o dă prea drept, atunci nu pot să fac. Bă, măcar să nu dea în, știi el, în zid.
în videole astea, știi, să nu doar să tragă după mine cu cam atât. Bă, dar de ce pana mea trebuie să fac eu tot toată treaba? Maximo. O, oh, nu. A, bă, da, bă, e imposibil, bă, singur. Păi de ce au chemat aici, bă? De ce au chemat intenționat? Hai, frate, mă aștept pe mine ceva, oare? Nu mai am gloanță, bravo, da. Dăm cu pușca. Mergem aici aproape de ei, că pușca asta e... Bă, dar trebuie, cred că ceva să fac. Mă, nu văd nimic! Da, clar, am murit. Aproape mort. Bă, e foarte greu, e foarte greu. Singur mai ales. O, bă. Ce știu tu? Dar pentru ce-o scut ăștia? Bă, n-am gloanță. Bă, sunt fără gloanță. Stai nimeni. Poate trebuie să apăr până în momentul ăla, uite. A, bă, da, uite, mi-am mai dat ăștia. Bun, a, asta trebuia să facem. Dar care e ideea? De ce nu, practic, nu i-a lăsat din prima gen să mănânce din alea? Că tot mureau. Sau, de ce nu a declanșat treaba aia din prima? De ce trebuia să așteptăm atât? Probabil... Până să lanseze treaba aia dura ceva, adică dura ceva să o lanseze, cam asta e treaba. Necesita ceva timp să o deschidă. Bă, ideea e că aș vrea să-mi iau niște arme. De unde luam arme? A, de la băiatul ăsta luam arme. Hai să luăm niște arme de la ăsta, sold out weapons, hai să vedem. Avem 1190, nu avem niciun ban. Nu putem să facem nici nu putem să facem. Pick up arms. Ce scrie acolo? Ok. Bă, dacă vă place seria, mai postăm serii. Adică, clar, mai postăm. Nu stăm la discuții. You'll find amp ingredients all over the city. Here's your shopping list. Ok, deci trebuie să găsim ingrediente. Ca să facă ăsta, cred că n-am citit tot. Să facem ceva mâncare. Probabil și îi omoară pe aia sau. Pranksters TP'd the city. Stupid, but works in our favor. Toilet paper is the perfect catalytic substrate. If you're having trouble finding any of this stuff, Two Hat Jack sells maps with their location. Bă, știi care ideea? Mi-aduc aminte. Știu că trebuie să colecționăm ceva chestii, adică să luăm, uite cum a arătat acolo, o coardă din aia sau multe chestii trebuie să colecționăm. Dar ideea e că e greu să le găsești, că nu-ți apar pe hartă. De ce am pus să deschid harta? Ok, acum hai să vedem ce e ăsta. Hey, you know what? These Santabots have some kick-ass cleaning fluid inside. If we break it open and get the fluid, we can use it to give our vats a deep cleaning. That means better amps for you and better research data for me. Uh-huh. Ok. Go ahead. Bust this thing open and get the cleaning. Hai să vedem. Mai departe, ce trebuie să facem? A, destroy the sane bot. Sane bot, bă, ce prost sunt. A, trebuie să dai direct în ăla, am înțeles. A, sunt mai multe, ok, hai să vedem, colecționăm repede ăștia. Oricum trebuia să o luăm în partea asta ca să găsim nu știu ce. Ești că suntem Spider-Man. Nu mă lasă ăștia să... A, uite-le.
Bun. Nu prea vreau să mă bag cu zombie. Următoarea. Îmi place că sunt chestii din astea peste tot, adică oriunde te aduci sunt chestii din astea de... Vezi? Garduri, orice. Îmi place foarte tare jocul, e foarte interesant. Vedem, bă, cred că episodul ăsta să-l țin 30 de minute, adică o să încerc să fac episoadele cât mai lungi, ca să fie cât mai interesante, probabil. Mai ales dacă vă place și vouă, să ne uităm, să vă uitați atât. Eu fac. Nu-i problemă. A, uite-le-a. Au venit mascalții aia. Bă, nu știu care e treaba până la urmă cu ei. E ceva clan. Dar nu știu de ce nu complotăm ca să... A, uite-i, băi, baza lor. Fuck! N-aș știu că-s jos. Că-s curma aia de acolo sunt, mă. M-am supărat, băie, de ei. Bă, dar ce țintă au, bă, ăștia. Bă, cât am... Hai, bă, las-o. Bă, ai văzut cât am dat în el? Bă, probabil e mai letal, mă. O armă. E mai letală, pardon. Hai, repede, ia asta. Mamă, fix de ăștia aveam nevoie acum, bă, băieți. Uite, dacă... Oh! No! Uite, vezi, așa dăm pe ăsta și îmi place mai mult. Oh. Bă, dar ăsta, ăsta, mor eu. Mă bat așa de mă crapă, bă, băieții. Nu m-am nici viață, deloc. Ce facem în momentul ăsta? Aș vrea să colectez ăla. Ne, n-am murit. Uite, dacă jucam pe control, pe tastatură și mouse, bă, tu știi ce fain era. Imediat puneam ținta, imediat. Hai, iau. Ok, acum am partea opusă. Mamă, ce m-am gândit acum că dacă sar în apă poate mor. Dar nu e chiar ca pe Call of Duty, până jocul ăsta e mai realistic, deși nu e realistic deloc. Mamă, și zombie peste tot, cața, da. Nu e pic amp. Ok, hai să vedem că ne mai dat ceva amp aici. Nu știu care e faza cu amp-ul, habar n-am. Nu știu ce, de unde iau, care e a meu. Hero extra, văd că am multe. Am și epic și de la. Și atât, nu? Gen doar le pun și atât. Ok. Mă gândeam că e mai complicat. Oh, uite cameră. Și astea trebuie de la ei. Nu, mă, nu. E belea, e zona lor aici. Uite, ia mai săritul, nu? Mamă, ce i-am dat. Bine, uite, coardă. Bă, cred că probabil. Probabil o să colectez eu astea pe... Ok, mamă, bă, ia de meu, e ce albastru aici? Bun. Stai, că sunt curios ce e aici, albastru. Cred că e sus. În moment de față avem jumătate de inimă. Cum s-a zis eu. Bun. Are, i-a dat viață de aia. Nu! Bă, ai frate un car și tu vii să mă omori. Tatatule. Hai că ăsta parcă dă ceva. Da, uite, dă. Dar nu dă viață. Fagi, man. A, uite acolo, gen. Trebuie să mergem oricum. Da, și eu l-aș după ăla când el ar trebui să mă ajute pe mine. Bă, trebuie să ajute toată lumea, mă. Eu singur, mă, cu... Nu sunt mult. Mamă, zempi. Bă, cum place mai mult locul ăsta. Solo.
Ai, frate, că jucător, am fost jucător de Fortnite, frate, eu mă... Eu vorbesc de jocul ăsta, că mă enervează că nu pot să joc pe controller. Am jucat atâta timp, Fortnite, e al doilea joc cu cele mai multe ore pe care le-am. Mamă, ce trage. Vreau să putem aici. Mergem, mă. Da, 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 da. A, uite, prietenul meu. A, bă, unde am aruncat-o, frate? Ia. Mamă. Păi, a mea căs jos, automat. Asta sunt băieți, ăsta am fost în această misiune mea. Bă, noi avem treabă și cu zombii. Mamă, nu mai am glanță la nimic. Asta e arma mea, urăsc arma asta, doar pe zombie funcționează. Uite, abia dau, bă. A, trebuie să ajung la avion. A, la elicopter, bă, ce prost. Bă, bă, iar, bă, s-a dus jos. Mor din cauza jocului, frate. Am apăsat a doua oară, iar m-am urcat pe Liana, am găsit pe alea și nu s-a întâmplat nimic. Ia că mai au dată butoaiele. Curățăm o leacă zona, uite cât vin. Bă! Ce am dat, ai văzut? Imediat am pus sinta pe el. Bă, dar așa prea dau din prima, pana mea. Mamă, un glonț. O glonță mai am. Let's go, acum! What? Bă, de ce nu-mi dă misiunea? Mamă, mi-a căzut, frate. Mă enervează, e foarte enervant. Am și bubuit alea ca prost atunci. Degeaba. Bă, că dau un tram atunci. Bă, că nu mai merge, știi? Bă, uite, iar, bă. Bă, cred că când trage pe mine atunci, cred că mă dă jos de pe ăsta. Bă, înapoi. Păi și care-i treaba cu ăsta? Azi mi-a spus semn către căcatul ăsta și îmi face semn către căcatul ăsta și mor. Ok. Mor, mor. Și am venit aici în ei, bă, dobitocus. N-am ce să fac, frate, n-am ce să fac. Dacă mi zice să fac ceva... Nu... Nu merge. Bun. A, mai sunt câțiva. Uite, pana mea, mi zice tu că acolo să mă duc. Nu știu ce trebuie să faci aici. Op. Walter. Oh, nu! Mama, am tras în al meu. Hai, hai, niște viață pe aici. Bă, sper să nu se audă foarte, foarte tare controlul. Gata. Deci încă am scăpat de probleme, cât de cât. Tact Water, Walter, bă, Water. De ce vorbesc aiurea?
balls. I'm gonna expose Fizco's lies. Okay. It's a glider, okay. You really think it'll fly? I know it will. As soon as I make a few more adjustments to the launch mechanism. Wrench. Am înțeles. Okay, I need you to lift up the carriage a bit more. Ca lasă mă leacă pe ăsta. Now keep it there while I tighten this. Don't let go. Ia uite. Vin Ozi. A săturat, bă, de atâta bătaie. Și cu player, și cu Bob, mob, și cu... Ah, bine, mob. M-am gândit că poate trebuie să ne batem, dar... Oh, nu! Dar ce pana mea a căzut? Deci până acum n-a căzut absolut deloc și când s-a ridicat ăsta aici a căzut, nu are nicio logică. De parcă eu căram ăla, știi ce zic? Că eu doar am ridicat de el și l-am pus înapoi în poziția în care era. Bă, cam ăsta e episodul, sper că v-a plăcut, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată la videoclipuri și în ultima perioadă pe canal, pentru că în ultimele două zile, ca să înțelegeți așa, am strâns undeva la 6 sau 7 abonați și vă mulțumesc foarte mult pe această cale, o să-mi continui să postez foarte mult pe YouTube până când, nu știu, o să-mi iasă ochii, o să postez pe YouTube și la shorts, bă, cum îi zice, jocul ăsta. Și bă, frate, o să fiu foarte activ pe canal, o să începem serii de Ark, ăla cu dinozauri, Sea of Thieves și o să mai începem foarte multe jocuri care sunt eligibile să le pot juca cu tastatură și mouse. Eu sunt Denis, v-am lăsat aici, pa, pa!